Impozitele și taxele locale vor fi plătite la ghișeele primăriei municipiului Suceava de vineri 11 ianuarie. Deocamdată nu se știe cu exactitate cât. Consiliul local va aproba în ședința extraordinară nivelul taxelor și impozitelor locale joi la ora 16. Până atunci se așteaptă noi vești de la guvern, dacă majorarea cu 16% este sau nu impusă. Toată această oscilație din partea guvernului face ca în primele 10 zile din luna ianuarie, când în mod normal rata de încasare a taxelor și impozitelor era mare, ghișeele să fie închise. Așa cum se știe, la început de an se achită de către contribuabile în mod masiv aceste taxe, având în vedere faptul că, așa cum se cunoaște, cei care plătesc și ca și anul trecut și la persoane juridice, valabil, vor beneficia, cei care plătesc până la 31 martie, beneficiază de acea bonificație, de acea reducere de 10% la taxele și impozitele locale. Ne scăm să sacrificăm încasările lunii ianuarie, care sunt foarte importante, având în vedere faptul că avem foarte multe presiuni de plăți, mai ales din partea societății de termoficare. Alternativa gândită de Primăria Suceava pentru ca bugetele oamenilor să se mai echilibreze puțin este diminuarea valorii la taxa pe salubritate, de la 4 la 3 lei de persoană pe lună. Această ipoteză este încă la nivel de propunere. Și la salubritate avem nevoie de bani. Noi astăzi avem 4 lei de persoană fizic, taxa de salubritate. Vreau să vă spun că este una din cele mai mici din țară și vă dau doar câteva exemple. La Satul Mare este 8 lei de persoană, de asemenea la Cugir 7,5 lei persoană, la Bihor 7 lei persoană, la Arad 6 lei pe persoană, în alte multe orașe 5 lei, la Cluj, la Bacău, la Botoșani, la Baia Mare, la Târgoviște. Deci în măsura în care vom reduce această taxă de salubritate la 3 lei de persoană, va fi cea mai mică din țară, în condiții în care avem nevoie de bani și la salubritate. Dar, sigur, în măsura în care nu vom avea altă variantă, ipotetic vom lua cele 10 miliarde de lei pe care încasăm mai mult la taxe și impozite locale și le vom duce la salubritate. Anul 2012 a fost cel mai prost din ultimii 5 ani la capitolul venituri proprii ale Primăriei Suceava. Pentru prima dată, acest sector a înregistrat o scădere față de anul anterior. Este vorba despre încasări cu 7,4% mai mici decât în 2011, iar cele mai multe restanțe sunt de la agenții economici.